era una din jucăriile preferate ale lui Ceaușescu. O întreagă lume care a fost distrusă. Avea boala asta, actitoritului pe machetă. Se definește ca operă megalomană. Simbol pentru București, din păcate, este folosit de multe ori, deși preferam să rămână Ateneul. Dacă te uiți cu atenție asta, vezi o mega scorniceșteală. A fost demolată o suprafață egală cu suprafața orașului Veneția. Mergi de Dăulești, ca să folosesc o expresie oltenească. Cutremurul din martie 1977 a scos la iveală fragilitatea și dezorganizarea capitalei României. Pierderile imense, atât materiale cât și umane, au convins conducerea din acele vremuri că este momentul pentru o modernizare a Bucureștiului. S-a folosit acea nenorocire care s-a produs și pentru refacerea ceea ce s-a distrus, dar s-au venit cu elemente noi pentru crearea unei zone care până la urmă s-a numit centru civic al capitalei. Pe când se lucra la consolidarea clădirilor afectate de cutremur, a existat un zvon cum că se dorea restructurarea totală a Bucureștiului prin reluarea unui proiect din vremea lui Carol al II-lea. Acesta plănuise, înainte de cel de-al doilea război mondial, să amplaseze pe dealul Arsenalului clădirea Camerei Deputaților. De adevăr, în zona aceea era gândită o clădire administrativă, dar era gândită pe rocă, nu dărâmând, nivelând roca, cum s-a întâmplat. Una e să implantezi o clădire monumentală și pentru asta să renunți la 4, 6, 10 căsuțe și alta e să dărâmi un cartier întreg. Nicolae Ceaușescu a dorit să realizeze noul centru civic al capitalei în cel mai sigur loc în caz de seism. Specialiștii au confirmat că acel loc era chiar dealul Arsenalului, o zonă mai înaltă a Bucureștiului. Zona respectivă nu a fost foarte afectată la cutremurul din 1977, spre deosebire de alte zone din București. Doar că acolo, pe dealul Arsenalului și în cartierul Uranus, din apropiere, erau case, iar în ele locuiau oameni. Era un cartier cu case frumoase, cu curți frumoase, cu străzi în pantă, cu trotuare care aveau trepte late, ceea ce era un lucru deosebit și neobișnuit în București. Era o zonă, să zicem, middle class, era un București din ăsta așezat, cu case, cu blockhouse-uri de anii 20-30, destul de multă arhitectură art deco, destul de multă arhitectură modernistă, de foarte bună calitate, erau și case din astea vagon, erau câini care te lătrau când treceai, era proprietate. Deci cam toate ingredientele pentru a transforma, să zicem, o astfel de zonă în victimă. Pentru că stătea drept mărturie și drept reper că într-o anumită vreme în București se trăia bine. Din vechii locatari, ca să zic așa, rămăseseră destul de puțini. Și cei care stăteau acolo nu prea au grijă de locul în care trăiau. Tovarișii au spus că e o zonă insalubră, că toată zona este veche și trebuie modernizată. Nu, nu mi se părea normală la vremea respectivă. Adică nu, acum când mă gândesc, mi se pare extraordinară pentru că a dispărut. Ne băgaseră gaze de o lună de zile și ne-am pomenit cu unii că încep să scoată pavelele de pe stradă. De-a apucat să-și facă bagajele, unii au primit locuință, s-au mutat imediat la bloc, dar nu toți. Unii n-au vrut să iasă și au fost și incidente de tipul ăsta, că cu buldozer, nu peste ei, dar în ultima clipă și gata, nu mai stăm la discuții, la revedere. Au fost și drame, unii au făcut infarct, au murit când au văzut ce se întâmplă cu casa lor pe care o aveau, poate, din familie și de mai multe generații. Nu e ușor. Cu lucrurile a fost o problemă, cu camionul, s-au stricat, s-au pierdut, l-am prăștiat la prieteni, la neamuri, prin București. Unde am văzut cu ochii și unde s-a putut? Nu venea nimeni de la primărie să dau camion, să vă dau muncitor, să vă ajut, să nu știu ce. Nu, fiecare s-a descurcat cum a putut. Vă dați seama, în două, trei zile,
Și să, nici nu știai de unde să te apuci, ce să faci mai degrabă. Și nu doar locuitorii zonei au fost afectați. Bucureștiul în sine a pierdut. Aici se afla Spitalul Brâncovenesc, o instituție veche de aproape 150 de ani. Aici ființa din 1892 Institutul de Medicină Legală Mina Minovici, primul astfel de institut din lume. Și tot aici exista Mănăstirea Mihai Vodă, construită în veacul al XVI-lea, care adăpostea în incintă arhivele statului și multe alte biserici și mănăstiri. Cu Spitalul Brâncovenesc a fost o mare, mare nenorocire, ca să zic așa, și era o casă extraordinar de robustă. Au avut mari probleme ca să o demoleze. A fost extraordinar de bine de frumos și îngrijit, lucrat, iar structura era, ce să vă spun, pentru timpul ăla a fost o surpriză pentru toată lumea. În total, peste 20 de biserici și mănăstiri au fost demolate. Puține au fost salvate. Printre ele s-a numărat și Biserica Mănăstirii Mihai Vodă. Aveam un specialist, domnul inginer Iordăchescu, care a reușit să salveze multe biserici care erau în aceeași situație. Făceau o talpă de beton sub clădire, iar acea talpă cu clădire cu tot era liftată cu niște prese hidraulice de mare putere pe un cărucior și pe niște șine, practic, așa, era deplasată. În majoritatea variantelor, Mănăstirea Mihai Vodă era păstrată considerându-se, pe bună dreptate, sacrosantă. A fost ștersă la propriu și la figurat, printr-o simplă mișcare de mână. S-a acceptat un singur lucru, să se extragă de pe deal biserica și clopotnița și să ajungă astăzi, practic, în curtea de mizerii a unor blocuri. Arhivele în sine au fost mutate în diferite alte locuri. Parte din ele au ajuns în arhivele care se găsesc lângă primărie, vis-a-vis chiar clădirea fosta monitorului oficial. Parte au fost duse la diferite alte instituții, diferite alte locuri, diferite depozite majore. Biserica, având o greutate de 3700 de tone, am adoptat soluția ca ea să fie transportată în plan înclinat. Biserica a avut 5 mișcări în spațiu, pentru că față de poziția care o avea pe amplasamentul inițial, a trebuit să-i găsim căile cele mai bune ca să poată să ajungă în condițiile de deplină siguranță pe noul amplasament. Nu se făceau demolări decât pe bază de decret, doamne. Decret al Consiliului de Stat sau decret prezidențial. Nicolae Ceaușescu a spus de mai multe ori și în prezența mea, celor de la capitală, să nu așteptați decretul, începeți demolarea. Eu nu le-am permis. Ne-a spus, așteptați decretul, că pot fi modificări și dacă acționăm în afara decretului, e ilegal. Arhitecții au perceput zvonul de modernizare a Bucureștiului ca pe o mare șansă de a regândi orașul. Așa că după cutremur, 18 proiecte au fost realizate de tot atâtea colective de arhitecți. Ofereau diverse propuneri de sistematizare a capitalei. Concursul nu era chiar concurs, nu exista un juriu, nu erau clar formulate obiectivele proiectului și mai ales nu erau specificate costurile construcției. Proiectele au fost prezentate, dar decizia nu a fost luată imediat. Încetul cu încetul, echipele s-au destrămat și au rămas în final două proiecte, cel al arhitectului Cezar Lăzărescu și cel al mult mai tinerei arhitecte, Anca Petrescu. Mulți arhitecți de bună calitate, domnul Alexandru Beldiman spunea la Mati, chiar au crezut că e un bun prilej să facă arhitectură postmodernă cum se făcea în Europa la momentul respectiv. Anca Petrescu era o fată foarte inimoasă, extrem de energică, știa să-și aleagă oamenii și care a făcut o echilibristică între tot felul de tovară și în tot felul de grade. A folosit cu îndemânare coincidența de nume tovarășa Ceaușescu, că avea numele de fată Petrescu, dar nu era ea,
Anca, Dumnezeu sorte, era fată de doctor de la Sighișoara. Era o machetă foarte minuțios realizată, cu foarte multe detalii, la care se puteau detașa acoperișul și etajele și astfel tovarășul și tovarășa puteau să vadă interiorul în care foarte minuțios, din polistiren expandat, erau modelate uși cu frontoane și în fiecare cameră erau lipite poze de covoare colorate din catalogul fabricii de covoare persane de la Orăștie. O arhitectă însă care avea normalele și fireștile ei limitări. Limitări din cauza profundei lipse de experiență. O arhitectă cu probleme majore profesionale, numai faptul că a rămas repetentă din cauza materiei fundamentale, principale, categorice a arhitecturii, care este proiectarea, spune mult. În fața clădirii propriu-zise trebuia să existe o cale de acces pe măsura construcției. Bulevardul, numit al Victoriei Socialismului, a mărit și mai mult gaura făcută în Bucureștiul istoric. Alte case demolate, noi așezăminte distruse, alți oameni care și-au pierdut identitatea. Pentru a se realiza ceea ce s-a realizat aici, a fost demolată o suprafață egală cu suprafața orașului Veneția. Toată lumea știe că după moartea unei persoane apropiate, dărâmarea casei reprezintă trauma imediat următoare. Au trebuit demolate construcții de interes public, de exemplu, care au mai fost școli, am mutat statuia pompierilor. Unde ești acum? În capul de perspectivă al bulevardului Victoria Socialismului trebuia să fie Comitetul Central și în laterale Consiliul de Stat și Consiliul de Ministri. În timp ce aripa din spate trebuia să fie dedicată apartamentelor cuplului prezidențial și apartamentelor pentru oaspeți. Și bulevardul care duce spre această casă a fost gândit la o altă scară față de scara orașului și din cauza aceasta a ieșit mai larg decât Champs-Élysées cu un metru. În iunie 1984, lucrarea a demarat în forță. Era un furnicar de lume, era inclusiv foarte mult aromată. Trebuia să fii extraordinar de atent, să te uiți, să vezi ce se întâmplă, că fiind furnicarul ăla s-au întâmplat foarte multe accidente. Se lucra non-stop, indiferent de temperatură. Au fost măcar 800 de arhitecți aduși, detașați, trimiși, concentrați aici. Acești oameni trebuiau să lucreze pe diferite secțiuni și din cauza aceasta Casa Poporului este un element eclectic sau neacademic, să spunem, adeseori o formă de ghiveci. Erau perioade în care erau mai mulți, perioade în care erau mai puțini, dar de ordinul miilor sau zecilor de mii. Au lucrat muncitori aduși de peste tot, soldați în termen, profesioniști culeși de la diferite instituții, pentru că o mulțime de operații trebuiau făcute de profesioniști, nu puteau făcute cu hei, rupul, mai aducem o divizie de soldați. Construcția se dorea a fi terminată în 1990, doar că, vorba românului, pofta vine mâncând. Proiectul inițial și așa supradimensionat suferea în continuu modificări. Casa trebuia să fie mai lungă, mai lată, să aibă încă un etaj și încă unul și încă unul. Desigur, cel care modifica proiectul era beneficiarul, Nicolae Ceaușescu însuși. Nu te puteai duce doar cu niște planuri, pentru că tovarășul nu înțelegea deloc. Mai terminați odată cu desemnele astea. Da, se uita precum curca în lemne, deci n-avea absolut. În schimb, când îi vedea și o machetă, avea senzația cel puțin că mai înțelege, mai pricepe ceva. Deci fiecare plan trebuia să fie însoțit și de niște machete de polistiren. Deci am tăiat la polistiren cât pentru 7 vieți. S-au făcut machete 1 la 1. Adică cât ar fi fost în realitate, numai că era butaforie. Parcă eram centru de producție cinematografică Buftea. Ar fi trebuit să meargă cu titicarul între ele, că nu știu dacă știți ce coridoare sunt acolo.
Mergi de dăulești, ca să folosesc o expresie oltenească din zona Scornicești. Dacă trebuia să duc la Consiliul de Stat, dacă trebuia să ducă la Marea Adunare Națională, dacă trebuia să... Deci asta trebuia să fi pus un titicar. Modificările nu s-au oprit doar la etapa premergătoare construcției. În fiecare sâmbătă după amiază, cuplul Ceaușescu era pe șantierul Casei Republicii dând noi și noi indicații, iar inginerii și constructorii, după cum se spunea în presa vremii, căutau soluții pentru a-i traduce gândul în faptă. Odată a avut obiecții la instalațiile acestea de încălzire. Inginerul care se ocupa a explicat despre ce este vorba. El avea altă părere pentru că nu avea pregătire în domeniu să rezolve, să dea soluții mai bune sau știu eu altceva. Ei, inginerii, explicau, pe urmă, cam făceau cum trebuia, adică nu ne schimba. Dar el, în mod repetat, am văzut și eu, am fost de față, nu altfel, când le-a cerut anumite modificări și constructorii au intervenit că afectează structura, rezistența respectiv și nu se recomandă. Inginerul Pop era responsabil cu problemele acestea de structură și îl urmărea ca să nu se modifice, ca să afecteze gradul de rezistență la seisme. Atunci totul se lucra de mână. Nu aveam alte posibilități, nu aveam calculatoare, nu aveam nimica. Și era făcut în stil clasic, vechi, deci cu foarte multă transpirație și într-o stare continuă de presiune. În arhitectura de prezentare și de reprezentare, balconul acesta, de fapt, îl reprezintă la altă scară pe invizibilul conducător. În uriașul dom al lui Hitler, o arcadă gigantică și cu un vultur era elementul pe care îl vedeai și care sublima într-un fel pe conducător. Același lucru se întâmplă și cu acest balcon care oferă, într-o axialitate absolută, o imagine plonjantă spre bulevardul victoriei socialismului. La greu s-au făcut interiorele, s-au demolat, că nu-i plăceau. Chiar dacă spunea ok pe planșă sau pe manchetă, când o vedea realitatea, nu. Se dărâma, se facea de nou. La început s-a dorit, de exemplu, placarea casei cu piatră naturală, dar și-au dat seama că ar trebui 10 de ani în care să fie ciopliți atâția metri pătrați de fațadă din piatră, oricât ar fi adus din toată țara toți cioplitorii posibili și sculptorii, așa încât s-a trecut la piatră artificială. Acolo unde conducerea de partid și de stat, cum se spunea, nu a intervenit, nu s-a băgat sau s-a băgat mult mai puțin, acolo sunt și reușitele noastre profesionale cele mai mari. Am primit un plan pentru aripa din spate, unde trebuia să fie un apartament al unui omolog. Și mie îmi revenise dormitorul, care avea în plan o dimensiune de 22x25 aproximativ de centimetri. La scara 1x50 ar fi însemnat că acest dormitor are 11x12x50. Groaznic de mare, dar oricum, asta era scara lucrurilor. Ca să văd pe urmă că de fapt era scara 1x100 și că acest dormitor urma să aibă chiar 22x25 de metri. La fel ca în etapele inițiale, nimeni nu vorbea despre fonduri. Banii proveneau de la gospodăria de partid, iar costurile nu erau o problemă. Nu numai că nu ne gândeam noi, dar veneau meșterii care nu cârteau niciodată. Nu spuneau, asta nu se poate, e o intarsie complicată, ar presupune prea mult efort financiar sau de altă natură. Este vorba de o clădire care a fost realizată nu făcându-se un necesar clar și limpede de la început, am nevoie de atâți metri pătrați de, ci s-au comandat tot timpul mari cantități cu un deviz, am spune, totalmente flu, un deviz care niciodată nu a fost închegat.
La fel cum nu se vorbea deloc despre oamenii care au pierit pe șantier. Au existat și aici, probabil, câteva zeci de accidente mortale. Bineînțeles, victimele au fost ascunse, să spunem, sub prești, după o tehnică bine știută, dar au existat. Este posibil ca cifra care se vehiculează spre 30 de oameni să fie aproape de adevăr. Subsolurile clădirii sunt o nouă sursă de legende. Se zice că palatul are 86 de metri înălțime și tot atâta adâncime, că ascunde un drum pe care pot circula autovehicule și două buncăre antiatomice. Aceste subsoluri într-o astfel de casă au de la funcțiuni de ordin tehnic până la funcțiuni de ordin militar, de ordin de protecție, elemente de legătură cu diferite alte puncte, linie proprie de evacuare. Nu există o astfel de clădire în lume, deci o clădire guvernamentală care să nu dispună de un buncăr atomic. Mi-a cerut ca să facem un adăpost. M-a întrebat câte persoane ar putea să lucreze aici. În jur de 100, să ajungă la 150. Și așa l-am reproiectat, subsolul clădirii. Și el mi-a cerut, acum trebuie să facem legătura cu palatul de la Cotroceni. Printr-un tunel facem o ieșire sau două. Cine știe, se întâmplă o defecțiune sau altceva. Și atunci am găsit pentru o stație de metro, una și a doua, zice el, să fie într-o unitate militară. Am ales Academia Militară. Astăzi, clădirea privește maestoasă peste întreg Bucureștiul. Este a doua clădire din lume la capitolul Clădiri Administrative după Pentagon. Are 270 de metri lungime, 245 lățime și o suprafață de peste 360.000 de metri pătrați. Este o clădire care este opera, dacă vreți, a unor complexe de inferioritate ale beneficiarului și a unei neputințe arhitectei. Problemele ei sunt însă dincolo de măreția fizică. Am fost cu o vizită și sunt tot felul de copii de ăștia angajați care nu ghizi. Și sunt oameni de până în 30 de ani. Vreau să vă spun că era un discurs de un naționalism feroce, făcut în România și toate materialele sunt făcute în România. Și care e chestia? Haideți să ne uităm la intrarea principală. Uitați-vă cum e căzută piatra de aici. Toată nu e făcută în România. Uitați-vă. Așa s-a făcut atunci, se făcea în grabă, se făcea fără, cum să spun, cu gândul ce se va întâmpla cu clădirea asta în 10 ani. Vă spun ce se întâmplă cu ea după 20, aproape 30 de ani de când. Trebuie schimbată instalația de încălzire. Nu are de asta de vizitare pe coloane. Deci se va schimba cu pihamărul. Străinilor le place la nebunie căsoiul, da. Iar eu când văd, parcă e barajul de la Asuan, eu când văd și o văd luminată și se vede de peste tot, am așa o... Mă strânge în spate, culmea. Deși am pus și eu umărul la ridicarea ei și sunt vinovat că ea există, unul din miile de furnici care au lucrat acolo, ca să zic așa, e o prezență. Dar, din păcate, din punct de vedere al vieții orașului, este un mare minus.